Această rubrică vă este oferită de Sanador. Cancerul de prostată poate fi detectat în fază incipientă printr-o procedură urologică modernă care crește rata de detecție a acestei boli. În acest fel, pacienții au șansa începerii unui tratament din timp. Ne spune mai multe domnul dr. Bogdan Pârlițeanu, medic specialist urologie cu competență în ecografie. Bună dimineața! Bună dimineața! Înțeleg că vorbim despre ecografia de fuziune. Ce reprezintă mai exact această procedură? Funcția biopsiei prostatică prin fuziune reprezintă o nouă tehnică în detectarea cancerului de prostată la pacienții suspecți, ce presupune utilizarea imaginilor obținute prin rezonanță magnetică multiparametrică și imaginile obținute în timp real prin ecografia transrectală. Acesta utilizează pe lângă un ecograf standard și un sistem electromagnetic transmisător ce permite această fuziune. Cum se efectuează mai exact biopsia prostatică de fuziune? Procedura este standard. Odată ce se stabilește indicația, se va stabili odată o relație între medicul urolog și imagist, ce vor analiza imaginile obținute prin RMN-ul multiparametric, vor identifica leziunile și le vor marca printr-un software special. Mai departe, pacientul va veni pentru procedură, ce va necesita o anestezie, iar fuziunea se va întâmpla odată ce pacientul este anesteziat. Scopul este de a minimaliza mișcările pacientului în timpul fuziunii, ce presupune astfel o aplicare a imaginilor RMN cu tot cu leziunile identificate pe imaginea reală obținută în timpul ecografiei transrectale din timpul procedurii. Astfel, minimalizând mișcările, vom identifica leziunile mult mai ușor și vom putea efectua o procedură mult mai precisă de funcționare. Ne puteți spune care sunt avantajele acestei proceduri și, de asemenea, dacă există dezavantaje sau limite? Limite nu există în această procedură, iar avantajele sunt reprezentate de faptul că pacientul va beneficia de o mai bună precizie în identificarea leziunilor suspecte pentru neoplast de prostată. De asemenea, numărul de puncții vor fi redus, astfel reducând durerea, sângerarea, riscul de infecție și crește timpul de refacere, este mult mai rapid pentru pacient. Cui se adresează această procedură? Procedura se adresează tuturor pacienților care au indicație de puncție biopsie prostatică. De asemenea, se adresează pacienților care au în antecedente o puncție prostatică negativă, standardizată. Și pentru a scădea numărul de biopsii ce necesită la o repuncționare, se recomandă această tehnică. De asemenea, se recomandă și pacienților care sunt diagnosticați în antecedente cu cancer de prostată și au ales ca și tratament urmărirea activă. Astfel, puncția fusion va determina dacă pacientul a trecut dintr-un stadiu în altul. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Și eu vă mulțumesc. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.